Prin dispoziția 1192, din 22-11-2018, am fost convocat astăzi în ședință extraordinară de Consiliu Local. Dintr-un număr de 21, suntem prezenți toți. Ordinea de zi cuprinde 8 proiecte și un proiect suplimentar. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Primul proiect al ordinei de zi privind aprobarea criteriilor, procedurilor pentru numirea și eliberarea din funcție administratorului public, precum și atribuțiile specifice postului de administrator public al municipiului Roman. Avizul Comisiei Administrație. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiect numărul 2, privind aprobarea încheierii unui acord de asociere. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții? Vă rog. Aș dori să se consemneze că nu particip la vot. Domnul consilier. Nu participă la vot, vă rog. Cine? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect numărul 3, privind alocarea din bugetul local a sumelor necesare pentru organizarea activităților specifice în sfârșitului de an 2018. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Cultură. Aviz favorabil. Juridic. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 4, privind aprobarea acordului de colaborare dintre SC Biobetic Ominpex, SRL și Municipiul Roman pentru realizarea evenimentului Sătucului Moș Crăciun în perioada 30 noiembrie 2018 și 13 ianuarie 2019. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil cu îndreptare materială, dacă îmi permiteți, la acord, ne apare la capitolul 3, durata acordului de colaborare. La patinoar apare perioada între 27 noiembrie 2018 și 23 ianuarie 2018. E o greșeală aici. E 13. Da, 13 ianuarie 2019. 13 ianuarie 2019. Bine. Atâta. S-a consemnat, da? Avizul e favorabil, dar Comisia Juridică? Aviz favorabil. Spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Puțin n-am mai fost, că dacă era cineva ar fi sesizat. Proiect numărul 5. Privind transmiterea în folosință gratuită a rețelei electrice de interes public, deja se tensiune de municipiul Roman, strada Islazului, zona PTU 22. Avizul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Discuții? Chiar ar dori să întreb de ce se dă terenul? De ce se dă terenul? Pentru numai terenul... Folosință gratuită? Da. Deci e de utilitate publică, e pentru cetățenii municipiului Roma, numai că pentru ca ei să poată să facă investiții, au nevoie de forma juridică asupra terenului. La fel și noi, când dăm la Compania Națională de Investiții, la fel transmitem în folosința companiei... La CEG, sau la CEG, sau se transmite în perioada executării, după care revenim. Da. E practic pentru investiție. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 6. Privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare. Avizul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 7. Privind rectificarea bugetului local, consolidat și a listei de investiții finanțate din buget pe anul 2018. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 8.
privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 220/2018 privind aprobarea regulamentului privind regimul juridic întreținerea și exploatarea locurilor de parcare județul municipiului Roman. Avizul Comisiei Administrației. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Vă rog. Ați gândit și la un abonament pentru parcările astea? Probabil va fi cu bariere. Păi există. Există formă de abonament, inclusiv în ceea ce privește judecătoria. E acel abonament de 40 de lei. 40 de lei pe lună. A, deci nu e bariere. Aveți câte? Nu. Poate abonament 40 de lei pe lună și are acces la coasă așa că la bariere. Va fi un card de acces care va fi încărcat lună de lună pe măsură ce plătește abonament. Apropo de parcările astea, că am ajuns. Iar cum avem și sezonul ăsta aici, îi trimă domnul primar, că merge acum pe Dobrogeanu Gherea. Da. Și vine cărții care vin din Muzeul de Istorie, că e de pe Elena Doamne. Da. Doamne, dacă vine cumva una mare... Da, sunt parcate până în intersecție. Dar da, are ce căuta pe stânga acolo și acum, dacă vă duceți, sunt trei mașini. Și pe dreapta și pe zeamă. Și dacă ai intrat ăla, trebuie să stai o jumătate, dai înapoi. Noi tocmai de aceea și chiar ne-am făcut recomandarea colegilor mei care au făcut marcajul să facă de așa natură încât să nu mai blocheze intersecții. Cine nu va parca pe locurile special amenajate, va trebui să acui și cu zăpada, s-a făcut acolo. Aveți perfect dreptate. Și aceeași problemă e și la intersecția cu Elena Doamnă. Unde la fel parchează până în Elena Doamnă. Corect. Și mai e la Miluț, la Smărdan cu Ștefan cel Mare, când a venit Smărdan, păi din oracele că nu se vede. Așa e. Nu poți să... S-au pus parcările exact cum până în fața serii. Nu, acolo am lăsat. Da, că stau mașinile acolo. Că stau mașinile, e altceva, o să luăm măsuri. Spune-mi la vot. Un pic, dacă îmi permiteți, dar primar, așa și eu apel la poliția locală. Sunt momente când mai bine unii parchează și poate n-au fisa necesară pentru să-și cumpere etichetă. Da. Eu cred că ar trebui să dăm o răgaz de 50 minute celui care păi, a lăsat mașina. El se dă, dar acum mai nou, tocmai SMS-ul. SMS. Poate să dăm SMS. Da. Și este soluția alternativă. Am văzut momente și chiar azi. Asta este fapt, costel de 80 de ani, dar bun. Imediat a venit. Costel de 80 de ani și nu avem ce căuta cu mașina. Bazăt, dar nu ești schimbit. Păi tocmai de aia, ca să eliminăm povestea cu schema, tu ești SMS și nu mai ai nevoie. Am văzut că da, și o veni zăpată așa. În primăvară, da. Îți mai multe care îți prezintă. Nu au nevoie decât de covor. Betonul ăla care s-a mâncat, îi mai vine poros și... Și trasați, poți să fie public, dar... Nu, public, va fi parcat de reședință. Să fie... Publicul iese cea din față. Da. Spunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc, proiectul suplimentar privind încheierea unui contract de colaborare. Avizul Comisiei Administrației. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Spunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. Acestea a fost depuizat. Mă înțeles că de la mine pot doar cineva anul, că fac ce se merge. Am zis încă două sporturi, tenis, sunt și șapte, nu am înțeles cum de organizare. Sunt profesor care se ocupă de aceste lucruri și primăria este partener. Dacă îmi permite și mie, domn primar, n-a solicitat sporturi primitar. Nici nu putea scrie la ședinție extraordinară, nu mai era ordinar, dar spuneți-o. La favorit, vă solicit lumea din zonă, cumva să găsiți o metodă de a face o parcare pentru mașinile, o stație, mașini care vin în tranzit, Suceava, Iași, să oprească și la favorit, pentru că îi amendează poliția și sunt obligați să îi las în autogară. Aia este legislație națională, nu putem acolo în zona aia, doar în autogară. Asta e și obligația pentru ei, trebuie să oprească doar în autogară. Eu am primit. Eu vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în unanimitate la ședință. Vom mai avea în perioada 10, 12, 11, nu? Când ne gândim. Pe 11 vom mai face o ședință, cred că va fi de îndată.
tot cu o rectificare de buget, așteptăm cotele și vedem ce sume vor fi și de care. Nu, nu, ca și proiecte, ca și nu, va fi de îndată, pentru că noi vom avea la dispoziție cotele undeva pe data de 10 luni. Și atunci nu avem timp fizic să redactăm proiectul de hotărâre. De aceea va avea caracter de îndată și probabil vom mai face încă una înainte de cea festivă. Tot la fel, dacă vor mai fi sume de alocat, să putem să facem plățile în funcție de cum se încheie trezoreria la sfârșit de an. Ședința ordinară va fi pe data de 19 decembrie. Vreau să vă invit la două evenimente. Unul dintre ele se referă la proiecția cinematografică Moromeții 2, care va avea loc joi, în primăria municipiului Roman, în sala de festivități, Nicolae Emanuelescu Strunga. Prețul unui bilet este de 10 lei și poate fi achiziționat de la serviciul evenimente din primărie. Domnul Corban deja și-a achiziționat, poate bine. Și proiecțiile vor fi de la ora 14, ora 16.30 și ora 19. De asemenea, vreau să vă invit pe toți consilierii locali sâmbătă, prima dată începând cu ora 11 aici, în sala de ședințe, în sala Unirii, pentru semnarea pactului de cooperare, practic acordul de înfrățire cu localitatea Ștefan Vodă din Republica Moldova, și ulterior, începând cu ora 12, în piața Roman Vodă, să sărbătorim împreună Ziua Națională a României, acolo unde vom avea mai multe evenimente dedicate acestui eveniment. Și sunt convins că alături de romașcani vom petrece câteva clipe cu o serie de surprize frumoase. Vă mulțumesc la patinoar. Și la patinoar. La patinoar pe 30, însă până nu avem certitudinea că...